Salut, sunt George Bonea și sunt speaker demotivațional. Astăzi am să le vorbesc masculilor feroce, acești armăsari nepereche care se cred în stare să fericească orice femelă. Trăiți în negare, vă mințiți singuri, sunteți cel mult mediocri și asta din foarte multe motive, dar eu o să vă enumăr doar două, că nu am timp pentru toți puțoii. În primul rând, lauda de sine miroase a micropenie. Nu-ți mai tace gura despre cât de bun ești la pat și cum ai putea tu să fericești orice femelă dacă ai avea pe mână X vedetă, vai ce i-ai face. Mănânci rahat. Ești un lăudăros mic și penibil, echivalentul rapperilor care se dau smart 2, dar nu ies la bătaie pentru că nu-i lasă mami să iasă din casă și au teme de făcut. Femeile, de obicei, au capacitatea de a simți un mincinos, dar ocazional îți mai pică câte una în plasă, ori vrea să vadă ce ai de demonstrat. Ăla e momentul în care te sperii, pentru că te sperie femeia goală și cu încredere în ea, cum se sperie Dragnea de pușcărie. Hai, mută tot tupeul ăla din cap în pelvis, demonstrează de ce ești în stare. Aaa, dar ce s-a întâmplat? Ești sensibil? Ești o fire romantică? Ești un dur cu inimă de pandișpan? Oh, de ce n-ai zis așa, pudel mic? Pe ce fostă încercai să te răzbuni cu atitudinea aia macho? Care mamă te-a castrat și acum trebuie să-ți plimbi ouțele într-un cofraj închis cu lacăt? Hai, plângi, descarcă-te. Primul pas spre rezolvarea unei probleme e să recunoști că ești un lachie. În al doilea rând, n-ai cum să fericești toate femeile. Matematic, n-ai cum. Poate te ajută fizicul, poate te ajută carisma, poate te-a învățat un unchi, câteva mișcări de bază, dar nu ai cum să le știi pe toate. E fizic imposibil. Poate ai vorbele la tine, precum îmi place cum respiri sau vreau să văd cum îți cresc unghiile de la picioare, dar sexul este o treabă foarte complexă. Femeile sunt diferite. Știu că mulți dintre voi spuneți că toate sunt la fel, dar asta pentru că sunteți săraci. E ca și cum ați conduce un Logan și ați spune despre Ferrari că e un Logan mai rapid. Repet, sunteți săraci. Femeile sunt diferite. Unele femei vor să fie atinse acolo după un pahar de vin, altele după o poezie. Unele vor mai tare, altele vor mai încet. Altele nu vor să-ți asculte niciodată colecția de manele, nici mai tare, nici mai încet. Pentru a satisface toate femeile, în deplinătatea cuvântului satisfacție, trebuie să ai capacități reale de metamorfoză, să fii acest cameleon sexual. Să poți trece, într-o fracțiune de secundă, de la un bărbat dominator la un preșuman dispus să se uite până și la Bohemian Rhapsody pentru iubita lui. Ai putea face asta? Poate face cineva asta? Nu ai cum, liniștește-te, acceptă faptul că sexul tău și libidoul tău se potrivește cu un anumit număr restrâns de femele. Atâta poți. E ok. Doar tâmplarii se pot lăuda că-s bun la orice pat. Și asta doar la montat. Și nu, nu ai tu cel mai mare penis. Cu plăcere. Doar eu sunt cel mai bun la pat. Ah, e normal, am citit studii și cărți. Am văzut și două filme. Asta le-ai făcut ca să-i descurajezi pe ceilalți. Da, așa se strică piața.